Fetele stăteau de vorbă în dormitorul lor despre acest joc care s-a făcut și a stârnit atâtea discuții. Spunea Diana că ea nu se aștepta să izbucnească așa ceartă din cauza acestui joc. Oricum, ea nici nu a participat, atunci nu era în casa băieților când s-au deschis ușile. Sabrina spunea că se aștepta și de aceea nici nu a vrut să se implice, pentru că s-au mai încercat joculețe și de fiecare dată au degenerat discuțiile și a ieșit un tâmbălău, dar parcă la fel ca și astăzi, niciodată, pentru că eu nu am mai auzit astfel de acuzații. Și Andreea era de părere că nu ar trebui să mai facă jocuri din acestea, pentru că întrebările sunt puse intenționat pentru a isca ceva divergențe. Așadar, fetele o cam pun la zid și ele pe Irina. V-am spus și din alte videouri că în jocul acesta a fost doar un pretext pentru a se scoate la iveală lucruri de mult gândite și nerostite.